Bine v-am regăsit, stimați prieteni, încă o ediție și de această dată nu specială, incendiară, pentru că am reușit astăzi cu greu, cu chin, cu vai să fac rost de artistul pe care dumneavoastră l-așteptați foarte, foarte mult. Ca o mică paranteză, ce ne-a impresionat pe toți de la Imbold Media este faptul că din pleada de celebrități ale cântecului popular românesc, celebrități ale acestei lumi, ați insistat foarte mult, întâmplător, cu mare bucurie și cu mare respect în sufletul meu pentru el, ați insistat pentru cineva mai tânăr. Vedeți dumneavoastră că s-a implementat această idee de tânăr, tânăra generație. Tânăr de ani, dar experiența, aș spune cuvântul, și experiența dovedește faptul că el, deși tânăr de ani, s-a impus foarte frumos în sufletul dumneavoastră, în casele dumneavoastră, dumneavoastră făcându-i cântecele șlagăre, lui se pare mult când spun șlagăre, dar cel mai important e că astăzi vreau să aflăm secretele lui, ale muncii lui, și să încercăm pe cât posibil în timpul ce ne este alocat să cunoaștem prietenul, să cunoașteți prietenul meu, Marian Medregoniu. Te salut, Alex, și felicitări pentru postura frumoasă pe care o ai de prezentator de podcast. Podcast sau podcast, cum e corect? Ia zic. Nu mă întreba. Nu? Nu? Nu contează. Știi cum spun eu mereu? Interviu de personalitate. A, da, frumos. Frumos, foarte frumos. Și felicitări Imbold Media pentru inițiativa de a face un astfel de interviu, pentru că în Oltenia nu se fac și de ce? Noi oltenii suntem deosebit speciali, frumoși, mândri, modești și tot așa. Știți voi. Eu să stau cât vrei să stau așa, cât vrei să stau. Păi lasă că și tu când muzică oltenească atât de frumos. Da, m-ai prins, gata. Dacă știam, nu mai făceam mișcarea asta, dar și de ce m-am alăturat, Marian, și îți mulțumim pentru aceste cuvinte. Pentru că la un asemenea nivel de profesionalism cum a fost creat Imbold Media, foarte puține sunt acele în țară care pun accent în primul rând și pe muzica populară și pe tradiții, nu numai. Adică cunoașterea nu numai a Craiovei sau a Olteniei cosmopolitane, să spun așa. Da, e vorba general despre tradiția noastră. Da, din păcate foarte mulți realizatori mari consideră că folclorul nu mai vinde. Dar nu este așa. Dacă știi să-l pui frumos în lumină, vinde și vinde calitate, nu cantitate. Frumos e că publicul vrea să cumpere. Asta e frumos și asta dar mă bucură. Puțin vând. Dracu-i sara pe uliță, lai la 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 la, și bazui o luminiță, lai la la la. Dracu-i sara pe uliță, lai la 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 la, și bazui o luminiță, lai la la la. Lumina arge pe masă, lai la 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 la, mândra stă închisă în casă, lai la la la. Mândra stă închisă în casă, lai la 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 la, și pe afară nu mai iasă, lai la la la. Marinele, când am spus tânăra generație, mă repet, tânăr de an, dar când mi-aduc aminte 10 ani de ansamblu, 10 de înregistrări, nu mai zic de turnee, că nu te prinde omul pe acasă. Ai câini, ai pisică acasă? Mi-am luat vreo 3 câini, nu în același timp. Dar te toți mai cunoștea vreunul? Te mai recunoștea păi vreunul? Păi nu, stai puțin să-ți explic. Fiecare a stat câte o lună, două, trei pe la prieteni și apoi au ajuns la țară, sunt la țară cu toții. Am primit un cadou, am primit de ziua mea o pisică. Acum locuiește la un prieten de-al meu, da. Adică niciunul nu s-a bucurat de mine, nici de ei. Da. Deși eu iubesc animalele, dar nu-mi permite timpul, locuind singur, nu-mi permite timpul să am grijă de ei. Mariane, au fost foarte multe interviuri pe care tu le-ai dat pentru public, unde te-ai destăinuit cu stilul mai mult tău, sau mai puțin. Mai mult sau mai puțin, cu stilul tău amuzant, cu tonul tău frumos, dar nu aș vrea să evităm partea că de aceea respectul publicului și al meu în primul rând față de tine. Tu chiar ai plecat de la tot ce înseamnă chiar de la zero. Da. Știi de ce? Pentru că noi cunoaștem exemple care au plecat cu plus 100 și n-au făcut nimic. Tu chiar ai plecat de la zero. Plecat de la zero pentru că așa a fost să fie, pentru că am crescut la țară, pentru că ai mei au fost o familie modestă, nu o familie bogată.
Și lăsați că s-a îmbogățit el între timp. Vă spun eu mai târziu și treaba asta. Și ce să-mi... Ce puteau să-mi ofere decât... Dragoste. Mi-au oferit dragoste. Eu am primit dragoste foarte multă de la, de la familia mea și cred că asta a fost de ajuns. Restul m-a ajutat Dumnezeu și munca mea și oamenii pe care tot Dumnezeu mi-a trimis în casă. M-am gândit, mamă, să-ți cânt of, mamă, ce-am în inimă și-n gând, mă, să-ți mai bucur sufletul of, mamă, ascultându-mi cântecul, mă. M-am gândit, mamă, să-ți cânt of, mamă, ce-am în inimă și-n gând, mă, să-ți mai bucur sufletul of, mamă, ascultându-mi cântecul, mă. Eu știu, mamă, cu cât greu m-ai, m-ai făcut mare flăcău, mă, m-ai legănat pe picioare și-am ajuns măicuță mare. Mariane, cum ai plecat tu spre lumea asta așa artistică mare? Pe... Cu capul înainte. Lasă-mă să pun și o întrebare, mă chinui să, să țin și eu aici o inteligență mare și strici orice. Hai să fim așa ca întrebrite. Da, normal că așa suntem. De cântat, te-ai îndrăgostit de muzica asta populară acasă sau ți-ai insuflat-o cineva? Nu, era inevitabil să fac altceva, să nu iubesc muzica populară, pentru că eu vin din Mehedinți, eu vin din zona Mehedințului de Munte, unde și acum... Tradițiile se păstrează cu sfințenie. Eu am crescut în casă cu tezaur folcloric, am crescut în casă cu casetofon, cu casete, casete cu hora satului, care și acum în zona noastră a Mehedințului de Munte, în perioada asta iernii, la toate căminele culturale din, din zonă, se ține horă populară, unde tinerii merg și joacă și se distrează. Era imposibil să nu iubesc muzica populară, pentru că așa am crescut. Da, și Mehedințul e ceva sfânt. Uite, să fac o mică destăinuire. Când am venit la, la Ponoare, acum 1000 și ceva de ani, am ajuns la Baia de Aramă și de acolo trebuia să luăm, am luat o ocazie cu Ilie Dură și vreau să-ți spun că am rămas, eu am crezut că e un spectacol, eu de la departare am crezut că e Domnica Trop, o femeie coborâtă de nu știu unde la piață, bătrânică, cu vâlnic, deci și cu ie. Deci am rămas, băi, nene, e altă lume, da, aici. Da, dar așa coboară muntengele, așa coboară duminica la Baia de Aramă, să-și vândă alimentele, eu știu, ouă, brânză, carne, lapte, ele vin cu legătură pe cap, vin încălțați în opinii. Exact, exact. Vin exact cu vâlnic pe ele, pentru că sunt, să știi că sunt cătune ale izvernei, ale comunei Balta, unde oamenii așa... Ai fost așa... să le vizitezi? Te-ai dus pe acolo să le vezi? Acolo am crescut. Despre ce vorbim? Am uitat. Am uitat că Mariane ar fi culmea de acolo. Ca să mă duc să... Am crezut că te-ai fasonat acum și spui și tu. Nu mai știu despre ce vorbești, nu mai... Nu, eu acolo am crescut și acolo sunt și acum prezent mai tot timpul, pentru că eu am acolo, am pe mătușa, pe unchiul, pe bunicul meu și eu trebuie să merg acolo, pentru că eu de acolo sunt, indiferent unde aș locui în lumea asta, eu sunt al lor de acolo, eu sunt... Maria Lulia, am zic mie. Maria Lulia. Cheamă pe mătușa mea care m-a crescut, da. Eu sunt Maria Lulia acolo, nu sunt Marian Medregoniu pentru ei. La munte dorul mă cheamă, că din Baia de Aramă, de sucola muntelui, ce mi-e drag vara să-l sui. Să-mi pun pe murbușaua și să apuc boteceaua prin inima codrilor, până-n vârful munților. Să-mi pun pe murbușaua și să apuc boteceaua prin inima codrilor, până-n vârful munților. Mariane, asta vreau să-mi spui. Cum ai reușit tu, în afară de talent, bineînțeles, să... pătrunzi în marea asta lumea cântecului popular, profesionist, profesional, mă refer. Am luat-o încet, încet și am luat fiecare pas așa cum trebuie făcut. Am început de mititel la un grup de amatori la Baia de Aramă, din dragoste pentru jocul popular,
coordonator al grupului, doamna Georgeta Corlan, o salut dacă se uită. Pe care o salutăm, da, și se uită la noi. Tot respectul pentru toată munca. Da, iubesc din suflet. La poalele muncelui, pe plaiul cloșaniului, plai ce cânceg și dor mult, aici nu m-am o făcut. Codrușii zvările, mi-ar fost urse tările, fluierașul mi-o cântat, muncile m-o leganat. Ai dator fire ai să fii, la izvoarele șernit. Unge apa-i ca și gheața, și gurița-i ca dulceața. Și acolo, fiind în acel grup, m-a cunoscut domnul Petrică Mățu Stoian, Dumnezeu să-l odihnească în pace. Odihnească Dumnezeu. M-a trimis spre Școala Populară de Arte, m-am scris la Școala Populară de Arte, la Târgu Jiu, la profesor Camelia Argin, Dumnezeu să odihnească și pe dumneai ei. Și de acolo a început totul, deci, la un alt nivel. Întâlnirea cu Petrică Mățu Stoian ți-a schimbat ție total destinul. Oarecum. Mă refer începutul, primul pas. M-a trimis spre altă etapă. Spre altă etapă la care nu știu dacă eu aspiram atât de devreme. Dumnealui s-a interesat la Școala Populară de Arte, dumnealui m-a trimis către doamna Camelia Argin, care a fost un profesor, poate unul dintre cei mai buni ai Olteniei. Și acolo am învățat de fapt ce înseamnă muzica cântată și tehnic. Pentru că eu cântam frumușel, da, așa, un copil de la munte care cânta acolo, nu-i ceva wow, că toată lumea cântă la noi, da, toată lumea știe să zdoinească, o bătrânică dacă o vezi pe marginea drumului știe și oprește, știe să cânte o doină și o horă sau o sârbă. Acolo m-am dezvoltat și am văzut. Acolo ai simțit ce înseamnă responsabilitatea, muzica și lumea asta când ai venit la Târgu Jiu la Școala Populară? Da, acolo, pentru că aveam un profesor în fața mea, aveam un corepetitor. Dar te-ai adaptat bine sau? M-am adaptat foarte bine, pentru că eu îmi doream asta. Imediat. Eu îmi doream asta. Pe mine când mă întrebau la grădiniță ce o să vreau eu să... Nu, dacă am clasa întâi la grădiniță n-am fost... N-am prea fost la grădiniță, că am făcut prostii, fiindcă la grupa mică și m-au dat afară. În fine, am avut... Ce ai făcut și pe acolo? Ce ai mai făcut și pe acolo? Nu mai pe ea nu strica să ieși la grădiniță acolo. La grădiniță din cât în grupa mare am făcut. M-a trimis tata la școală, lai la 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 la. Eu stăceam cu mândra-n poală, lai la 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 la. M-a trimis tata la școală, lai la 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 la. Eu stăceam cu mândra-n poală, lai la 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 la. Toace mândrile au cercei, lai la 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 la. Luați din bănișorii mei, lai la 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 la. Toace mândrile au cercei, lai la 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 la. Luați din bănișorii mei, lai la 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 la. Dar oricum, când eram mic, cine mă întreba ce vreau să devin când o să fiu mare, spuneam că Angelica Stoican. A fost fervețea copilăriei tale, da, din, vorbind lumea, da, artistică? Da, de când era tezaur folcloric, duminica putea să moară și vaca în coteț și găinile prin curte. Treaba lor. Mișcam, am și acum în cap imaginile acelea cu grupul Izverna. Eram fascinat, îmi stătea inima în loc de bucurie când vedeam grupul Izverna. Izverna sus la munte, zapada toată se duce. Când era la televizor, noi nici am cântat Angelica Stoican, nu, cânta noastră. Când cânta noastră. Cânta noastră la deci televizor. Era noastră și normal că spre dumneiei cu fiecare din zona aia, cu fiecare, da, muntean s-a contopit cu Dumnezeu, Angelica Stoican. Dumneiei înseamnă mehedinți. Dumneiei înseamnă mehedinți. Și normal că spre dumneiei ne-am îndreptat toți cei care am cântat de acolo, pentru că este cel mai puternic filon al folclorului, din mehedinți, dus la rang de artă. Drape să sui maracuțe, ai la turmeze, ui mărunce. Unde cântă pițicoiu, ai și șopanul cu șimpoiu. Urghii, soarele, scadă soarele, de mi
dimineața când pe cucu eu mă duc la lucru. Doamne, în alte-i munțile măi, ai dorui pace crestele măi, numai că prioarele măi, ai au bătut poteșile măi. Curghi soarele, scaldă soarele, dimineața când te cucu eu mă duc la lucru. Într-adevăr, și doamna Domnica Trop, mama Domnica, este un alt filon puternic, dar rapsod popular, care a cântat Neaon și care a cântat așa cum a știut dumneai. Da, țărănește curat. Da, țărănește. Când ai făcut, Maria, în primele înregistrări? La 9 ani. La nivel... La nivel profesionist, cu orchestra Rapsodia Vâlceană, cu maestru dirijor Ionel Puia. Aveam 9 ani, am imprimările, dacă ți le pun să le auzi, o să le arătăm și să zici dacă vrei să... O să zici că n-au videoclip, dar videoclip am de pe la 14 ani. O să zici că cântă o fetiță, eram un copil. Copil, da. Dar eram la grupul de amatori Bordăiașu și atunci s-a făcut un CD. Am pus noi toți bănuți și am făcut o compilație, da. Da. Bună seara lume, bine v-am găsit, că nu ne văzurăm de anul trecut. Bună seara lume, bine v-am găsit, că nu ne văzurăm de anul trecut. Mai lăsați deoparte orice supărare, la oameni de treabă, hai că-i sărbătoare. Mai lăsați deoparte orice supărare, la oameni de treabă, hai că-i sărbătoare. Nu știu ce să te mai întreb, că... Așa, cum am pornit, așa am pornit. Și apoi am mers la festival. Lasă că știu ce să te întreb, doar nu credeai că nu știu ce să te mai întreb. Nu, n-am terminat eu asta și m-am gândit că zice lumea de acasă că uite, doamne, nu, mi-e vină mie și una de întrebări și de-aia... Și am mers la festivaluri și am cam luat premii frumușele peste tot. Am și muncit foarte mult. Și cu bani de împrumut, și cu... trenul. Ai avut abonament la CFR, da, nu? Da, am avut abonament la CFR și dacă nu câștigam premiu, nu aveam bani să mă întorc acasă, că știi poveștile, știu, că noi știu, am fost știu, în această perioadă știu. Și așa eram toți. Și eu n-am uitat lucrurile astea, să știi că pentru sufletul meu rămâne cea mai frumoasă perioadă, pentru că acolo mi-am făcut prieteni, acolo v-am cunoscut pe voi, colegii mei de generație, am învățat zonele folclorice, pentru că fiecare veneam din altă zonă cu frumusețile zonei respective. Așa ne-am disciplinat, Marianne. Da, și ne-am disciplinat pentru că aveam jurii în fața noastră, jurii alcătuite din oameni marcanți ai folclorului românesc, de care generația de acum nu mai beneficiază decât de câțiva din care noi am prins. De câțiva din care noi am prins. Ce te mulțumea cel mai mult? Reacția publicului cu aplauze sau reacția unui specialist? Să știi că de mic mi-a plăcut să fiu în centrul atenției, să fiu aplaudat. Deci eu când vedeam că... Vedetă te-ai născut, da, vedetă te-ai născut. Doream foarte tare să mă remarce oamenii, să rămân te cunoască pe stradă. Să... Da, mi-am dorit mereu lucrul ăsta, eu sunt sincer. De ce să zic da, că... ești născut artist, da. Ca și mine, de altfel. De ce să zic că nu mă interesa foarte tare ce ne spunea doamna Elize sau doamna Eugenia? Da, mă interesa foarte tare ce ne spunea doamna Elize și doamna Eugenia, dar în sufletul meu se încărca
cu aplauzele oamenilor și cu reacțiile oamenilor. Stăteam și mă uitam când se dădeau la televizor, se dădeau spectacole, eu stăteam și mă uitam când puneau camera pe public, știi că la un moment dat da. Se pune camera în public, să văd dacă zâmbesc oamenii sau nu. Când ai primit primul buchet de flori? Primul buchet de flori? Neregizat. N-am, niciodată n-am primit regizate, niciodată. Primul, ți-au ce aminte de el? Am primit la festivaluri, că ne dădeau... Nu, cu trofeu, nu, din public. Din public? Păi, cred că după vreo 2 ani după ce m-am angajat la Doina Gorjului. A, după ce ai devenit profesionist. Da, cam așa. Ce ai simțit? Zi sincer. Eram atât de înapoiat... Încât m-am dat jos cu acel buchet și am zis, ia uite și ăla, mi-a dus să-mi iei buchet, păi eu-s bărbat, ce mi-a dus, ce mi-e flori. Și spune, și tu. Da, și îmi spune Roberta Crindea, foarte bună prietena mea. Și o mare artistă. Și mare artistă, îmi spune, așa se dă la artiști, mai ești nebun la cap, așa primesc și bărbații și femeile, nu contează că ești bărbat sau nu, artiștii primesc flori. Și ți-ai dat seama că... Mi-am dat seama că, de fapt, măi, ajung și eu artist, oare sunt și eu, atunci mi-am dat seama că, nu mi-am, să știi că nu m-am bătat cu apă rece niciodată. Și nici asta acum o știu, apă. Exact. Dacă vreau să mă îmbăt, beau ceva tare, nu beau apă. Nu apă rece. Nu mă îmbăt. Și apă rece, dar nu se urcă la cap. Vino mândruliță încoașe, să ce jocu mie îmi place. Cum juca muma bătrâna, gesculță bimba tatura, gesculță bimba tatura, cu legatura pe mână, cu legatura pe mână, tot striga mereu gingură. Cum strega maicuța așa și lauda după ea, învârcea o prejile și bacea calcâile. Dă-i cu sârba pe-un pișor, că să joacă binișor. Dă-i cu sârba, n-o lasa, sârbagi la izverna. Răspund că la Doina Gorjului a fost o trecere firească, de la școala populară, tu în colaborare? Nu. Sau cum, nu a fost așa? N-a putut veni Olguța Berbec, colega mea tot din Mehedinți, știe toată lumea, n-a putut veni la un spectacol la Cilieni și a trebuit să trimită un înlocuitor. Și înlocuitorul eram eu cum câștigasem deja niște premii. Erai cunoscut în mediul ăsta? Eram destul de cunoscut, luasem niște premii, aveam deja un album scos pe piață cu Delia Barbu, în duet. Vorbim și despre colaborarea voastră. Da. Și am fost la acel spectacol la Cilieni cu Doina Gorjului. Știu că autocarul pleca pe la 9, eu la 7 am fost în fața Doinei Gorjului, să nu cumva să pierd. Era un vis să ajung la Doina Gorjului, îți dai seama. Și după acel Cilieni spectacol, când am coborât de muncă? Pe scenă, da, după ce am coborât de pe scenă, maestru Ion Ghițulescu, care era manager, director artistic al Doina Gorjului, m-a luat deoparte și mi-a zis, bă copile, nu vrei tu să rămâi la Doina Gorjului? Te seama că am zis că da, normal. Și a doua zi am și mers la ansamblu și am semnat contractul de colaborare, da. Contractul de colaborator permanent pentru că eram minor. A, cu dispensă de vârstă te-au colaborator permanent. Apoi am devenit angajat când am devenit major. Da, cum ai fost primit de colectivul de atunci? Foarte frumos. Tu ai prins doamna Maria Loga? Doamna Maria Loga, doamna Victorița Lăcătușu, Roberta Crintea, Olguța, Georgiana Brâsac, doamna Claudia Torop, doamna Natalia Gorjan, Valentin Sanfira. Era și Vali angajat atunci. Da. Cum ai fost primit? Foarte frumos. Foarte frumos pentru că eu deja am creasem niște conexiuni și mă cunoșteam oarecum cu dumnealor. Eu deja aveam o legătură mai apropiată așa și de suflet cu doamna Niculina Stoican și mă cunoscuseră de la dumnea ei și cea de care m-am lipit așa cu sufletul și cu tot ce a depins, eu eram un copil totuși și aveam nevoie de cineva să mă sprijine, a fost doamna Roberta Crindea. Da, a fost cea mai... Ea m-a ocrotit mereu și am stat. Tutorele tău acolo în ansamblu, să înțeleg. Da. Și eu admiram foarte mult pentru felul că plecam vacanțe, mi-a plăcut că trăia așa mai pe opulență și... Mai viață de VIP, așa. Da, și că aș lua încălțări scumpe și îmi doream și eu să merg în Maldive și eu să merg în Punta Cana și o admiram foarte tare, îmi plăcea și bineînțeles că îmi plăcea ca artist pe scenă, că era impecabilă. Firei mândruță să fii, mă, ești de vorba satului, mă.
firei mândruță să fii, mă. Ești de vorba satului, mă, că stai la județ plecată și că ai fi amurezată, of, of, că stai la județ plecată și că ai fi amurezată. Ai neicuță se sec, sec, nici noi spune un mă duc. Mie drag să trăiesc cum vreau, eu la mâna ta nu stau. Măi, neicuța, sec, 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 nici noi spune un mă duc. Mie drag să trăiesc cum vreau, eu la mâna ta nu stau. Tu cât ai fost la Doina Gorjului? Și am fost așa, uite, un pic o crotică, vezi tu, eu cântam la Nus cu maestru Blond, el era dirijor acolo. Te mai înțelegea, te mai ajuta, da, te mai... Tu în această perioadă, pentru cei de acasă vreau să le spun, el în această perioadă cât a fost la Doina Gorjului și-a conturat foarte, foarte bine și numele de Marian Medregoniu ca artist și personalitatea și tot în perioada asta ți-a impus traiectoria ta pe care ai vrut să mergi către public. Cât ai stat la Târgu Jiu, Marian? 8 ani. 8 ani. E pensie bună de la Târgu Jiu? Cred că, dar nu știu. Nu știu, o să nu mă gândesc. Nu mă gândesc. Cum ai venit la Craiova? Pentru că la ora actuală ești... Sunt angajatul ansamblului Maria Tănase. Solist profesionist al ansamblului profesionist din Craiova Maria Tănase. Dacă Petrică Mâțu Stoian și doamna Niculina Stoican au fost la Doina Gorjului, au plecat la Maria Tănase, la da, Craiova, toți pașile. Eu mi-am dorit să fac același lucru. Ce-i drept, eu nu pot să zic că am plecat de rău de la Doina Gorjului. Nu. Niciodată. Eu am rămas în legături foarte frumoase cu colegii mei de acolo și ei sunt un ansamblu de prestigiu și colaborăm ori și colaborez și la ora actuală, da, când e normal. N-am plecat cu scandal de nicăieri eu. Da, domnul Petrică Mâțu a ieșit la pensie în toamna anului trecut, nu anului trecut, acum 2 ani. 2 ani. A ieșit la pensie și a rămas postul vacant de solist de Mehedinți, pentru că dumnealui zona, da, era, da, rămăsese ansamblu descoperit, nu mai era solist de Mehedinți, pentru că doamna Niculina Stecan este manager. Și s-a scos postul la concurs. Și eu care și așa s-a pricopsit Craiova cu tine. Uite, așa s-a pricopsit Craiova. Și un ambițios, mi-am dorit să fiu la Maria Tănase, pentru că cei drept eu urmăream de ceva vreme spectacolele organizate de Maria Tănase și îmi plăcea foarte mult cum le gândește doamna Niculina Stoican și tematicile care le aveau și mă vedeam între ei aici. Mă vedeam. Deci vrei să participi și tu la... Da, mă să vedeam. Că eu mereu am spus și noi, în majoritatea emisiunilor unde s-a făcut vorbire, am spus acest lucru, că doamna Niculina Stoican chiar a renăscut acest ansamblu și l-a pus pe linia scurtă, foarte scurtă, a ansamblurilor principale reprezentative din toate punctele de vedere și oriunde în lume ale României. Da. Ansamblul Maria Tănase este unul dintre cele mai prestigioase ansambluri din țară, cu unii dintre cei mai iubiți artiști. Aici vorbim despre domnul Constantin Enceanu, despre doamna Mariana Ionescu, domnul Marius Măgureanu și colegii mei, acum nu stau să... Da, dar, da, tot eu, colectivul artistic. Tot colectivul. Eu vorbesc de numele care au făcut istorie, doamna Niculina Stoican, care au făcut istorie în muzica populară și îmi doream și eu să fiu printre dumnealor, pentru că eu am fost conștient mereu că stând lângă oameni mari, înveți să fii și tu ca ei. N-am vrut să fiu niciodată, nu mi-am dorit nici în cercurile de prieteni. Eu în cercurile mele de prieteni nu mi-am dorit să fiu cel mai deștept dintre proști. Deci te-ai ferit de tot ce, de la prieteni, lumea artistică și orice, te-ai ferit de mediocritate. Da, da. Nu ai vrut să fii un mediocru sau nu, să trăiești printre mediocri. N-am vrut niciodată să fiu cel mai bun dintre mediocri, niciodată. Bine, să nu înțeleagă cineva că eu de asta am plecat de la Doina Gorjului. Nu, că se poate... Da, 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 nu s-a înțeles faptul că a venit ocazia și te-ai dus. Mi-am dorit, da, într-adevăr, să fiu mai aproape de doamna Niculina Stoican, pentru că ea, pentru dumnea ei, pentru mine, este reper și este ideal. Of, frunzuliță firu. Your phone.
Zi-mi acum cu mintea de acum, comparând și aducându-ți aminte și de perioada când mai maică te închinai la doamna Angelica Stoican, că ați ajuns ai ajuns să te iubesc. Spectacole peste spectacole, filmări peste filmări împreună. Cum? Cum te simți acum? Privilegiat. În primul rând că sunt contemporan cu asemenea oameni. De multe ori stau și mă gândesc la lucrul ăsta, că astăzi sunt coleg sau în legături atât de speciale cu oameni care, pe care eu îi vedeam doar la televizor și credeam că există doar la televizor. Este o împlinire, poate cea mai mare împlinire, că cunosc familia Stoican atât de bine, că pot primi povețe de la doamna Angelica Stoican, că pe ultimul meu album doamna Angelica Stoican mi-a așternut câteva gânduri și din spusele dumneai sunt singurul la care a făcut o prefață. Da. Normal că sunt mândru cu acest lucru și împlinit. Așa. La al câtelea album ești, Maria? Nu, al treilea. Al treilea. Da, nu am foarte multe albume, dar cele pe care le-am scos, eu cred că le-am scos așa cum trebuie și cu piese valoroase. Piese care, nu toate, dar câteva dintre ele au ajuns la inima publicului, sunt cântate de colegii mei și de cât mult și fără rost, mai bine puțin și prost. No, e invers, nu așa. În perioada festivalurilor și perioada ta de început, care a fost primul specialist sau om de televiziune, de radio, care te-a chemat undeva, fie să filmezi, fie să înregistrezi, fie să mergi undeva? Doamna Marioara Morărescu, doamna Eugenia Florea și doamna Elize Stan. Doamna Jenny Florea te-a adus și în radio prima dată. Ai imprimat în radio? Da, am imprimat în radio. La începuturi? La început, după ce am luat festivalul de la Mamaia. Cum era colaborarea cu regătata Marioara Morărescu? Să lucra greu, să lucra ușor? Da, nu îți dădeai seama, pentru că te anunța când se face filmarea, trebuia să fii acolo, punct, ochit, punct, lovit, ai filmat, trebuia să fii impecabil, că dacă nu aveai ce căuta și... Marian, tu ți-ai format un stil aparte, un stil împrumutat din parfumul talentelor medicinului. Mi-am adus aminte de un lucru ce mi l-a spus doamna Marioara Morărescu chiar într-un interviu la, avem voie să spunem, te rog. La televiziunea română. A sunat în direct, cred că a fost ultimul an al dumnei de viață. Eu eram pus într-o postură frumoasă acolo la TVR și mi se făcea un portret de artist și dumnei a sunat și a vorbit atât de frumos despre mine și la un moment dat mi-a spus că își dorește ca peste ani să mă vadă ca și un cerb al mehedințiului, dar nu cu coarne de lopătar. Vai, ce imagine frumoasă! Da. Bineînțeles că eu nu știu ce înseamnă lopătar atunci și imediat am intrat pe Google și am văzut că lopătarul este cerbul ăla care are cele mai mari coarne. Late, foarte late. Late și că se bat foarte agresiv. Foarte agresiv, da, și mi-am dat seama de fapt ce mi-a spus. Adică să nu-mi crească coarne atât de mari. Hai, mehedințeanule, câți ani ai? 17 ani. Aoleu! Thank you.
vrea sare luna. Să-nscârție pântâna mândruța face cu mâna, cu mâna cu mâneca să mă duc până la ea, cu mâna cu mâneca măi să mă duc până la ea. Ceva din cerbul ăla ai avut și ai, Mariane, pentru că ești un luptător. Sunt, sunt. Chiar dacă tu ai câștigat foarte mult prin simplitatea ta și prin naturalețea ta, să știi că multe știu eu, nu știu câte le știi, dacă le știi tu pe toate. Foarte multe bețe roate au încercat mult să-ți bage. Da, au încercat. Ai fost un ghimpe, să știi, pentru mulți. Au încercat să mă... Știi de ce am spus paranteza asta? Vreau să-mi spui sincer. Ori nu știu eu și tu chiar ai călcat pe cadavre sau chiar ai știut să te descurci fără să te afecteze ghimpilor? Eu nu am călcat niciodată pe cadavre, m-au durut la un moment dat, sufeream foarte tare. Știu, de-aia te-am știut. Sufeream foarte tare pentru că chiar artiști pe care eu iubeam foarte tare mă dădeau la o parte și nu voiau să mă vadă sau să le fiu în preajmă. Efectiv, vreau să-mi arate că nu exist pentru ei, deși eu existam acolo. În sufletul lor ei știau că eu exist. Am suferit foarte mult până când mi-am dat seama de fapt că ce este al meu nu-mi ia nimeni, decât eu singur îmi pot lua. Cântatul mi l-a dat Dumnezeu și eu asta vreau să fac. Și asta vreau să fac cu sau fără alții lângă mine. Ai avut un moment în care te-ai gândit sau ți-ai spus în sinea ta că băi, eu gata, renunț, nu mai fac, nu mai duc? Niciodată. Nici dacă ploua cu piatră, cu nimic, tu niciodată. Nu te-ai oprit. Și pe burtă, dacă mâncam pământ cu gura, eu tot cântam cu pământ în gura, așa, nu există. S-au pus prietenii mei în rând cu dușmanii grei. Ieri mâncam toți dintr-o pâine, azi nu mai au loc de mine. S-au pus prietenii mei în rând cu dușmanii grei. Ieri mâncam toți dintr-o pâine, azi nu mai au loc de mine. Nu le doresc rău și lui fi mereu ajutor la greu din sufletul meu. Îi aștept cândva iar la mâna mea și le-oi arăta cum e inima. Unde te-ai acomodat mai mult ca oraș, în Craiova sau în Târgu Jiu? În Craiova, îmi place foarte mult. Da. Bine, oricum, tu mai mult stai și prin București, stai peste tot. Da, eu mai mult plecat, ce-i drept, da, chiar astăzi îmi spunea mama că tot pleci, nu, într-o te văd pe Facebook, azi ești acolo, mâine acolo. Da, așa e viața mea. Dar îmi place Craiova, îmi place foarte mult. Ce-i drept, de aici mi este foarte ușor să merg la evenimente peste tot. Și te împrăști în toate părțile. Împrăști în toate părțile. Nu mă ținea nimic în Târgu Jiu, decât prietenii cu care eu am o legătură la fel și acum ne vizităm, vin la mine, merg la ei, adică nu mă ținea nimic. Dar ți se părea un familie, oraș un pic mai închis? Nu neapărat închis. Toată lumea era interesată de ce face toată lumea. Am înțeles. Da, și nu pot să zic ceva rău de Târgu Jiu, acolo m-am dezvoltat, acolo m-am creat ca artist. Dar mi-am dorit Craiova, mi-am dorit să locuiesc în Craiova, este un oraș mai mare, un oraș cu mai multe posibilități și cred că aici o să rămân permanent, pentru că în București eu nu mă văd locui niciodată. Nu? Eu dacă mă duc 3 zile în București, mă întorc cu ticuri nervoase, nu știu cum poți trăi acolo. Aceleași ticuri le am eu la Craiova când da. Vin, dacă stau 3 zile. Mi se pare un oraș aglomerat și agitat. Aici mi se pare atât de frumos, atât de curat, atât de... Este într-adevăr un oraș deosebit. Doi, trei prieteni, adică eu nu am mulți prieteni, număr pe degetele la o mână și mai trebuie vreo două de la cealaltă. Și eu sunt atât de liniștit și mi-e foarte Că spuneai de prietenii referitor la generația noastră, cu cine din generația noastră ai sudat prietenii adevărate și în spatele scenei sau ale... Prietenii adevărate, așa, și în spatele scenei, din generația noastră, da. Cu Zorina Bălan. Cu Zorina Bălan, care este un om... Bine, este generație cu noi, deși e mult mai e mare... E puțin mai mare decât noi, da. Da, cu ea, o salutăm pe generația noastră. Tale. Acum, prietenii foarte apropiate, dar eu am legături frumoase cu
Toți. Cred că majoritatea, majoritatea, da. Cu Stana, cu Angelica, cu Alexandru, cu Paula Nanie, cu Gabriel Dumitru, cu toți. Acum, dacă stau să enumăr pe toți, sunt foarte mulți. De ce te întreb? Pentru... Oana Font, din că Maramureș. Tu ai reușit să legi o colaborare extraordinar de frumoasă, de colaborare profesională, cu Delia Barbu. Da. Da, să știi că noi ne-am propulsat așa, am ajuns cunoscuți marelui public așa, Delia Barbu și Marian Medregoniu. Exact. A fost, am scos un album împreună, noi ne știam de foarte, eu o știam pe Delia de foarte mult timp. Delia e generație, este generație cu Olguța, cu... Am mai mare decât noi. Da, mult mai ca mare. Ca generație. Da, da, da. Eu eram mititel și o vedeam pe Delia la televizor luând trofee și premii în toată țara. Și eu o admiram foarte tare, ea fiind una dintre cele mai bune voci ale Mehedinței. Da, da, fără discuție. Și o admiram foarte, foarte tare și o tot vedeam prin Baia de Aramă. Ea nu mai cânta atât de un nivel din ăsta acerb așa, știi? Și o tot vedeam. Și eu pe lângă să rămână, mă prebăgă în seamă că... Nu mă știa ea. Deci avea bine. Și ea, a avut un moment în care a călcat frâna un pic, să înțeleg. Asta o să-ți povestească ea când o să o chemi aici. Da, da. Și mergeam la niște petreceri și cântam, petreceri din astea private, unde ne nimeream amândoi. Și gazdele petrecerile tot puneau, cântați-ne și nouă de la Petrică, Mățuș de la Niculina Stoican. Și eu cântând amândoi în duet, s-a întâmplat să... ne sură de ideea, hai să facem un album. Hai. L-am făcut cu greu, cu bani de împrumut. Cam când asta, Marian? Sunt 10 ani? E, da, sunt, da, 10, da, 10 ani s-au împlinit anul ăsta. Anul ăsta s-au împlinit 10 ani de când am scos albumul pe piață, dar tu știi că da. Mult înainte. Procesarea, până, da, producția în sine. Da, dar 10 ani s-au făcut de când am avut spectacolul de lansare la Baia de Aramă. A fost domnul Petrică Mulțu, doamna Niculina. V-ați făcut și concert? Danțu, da. Ca vedetele alea mari. Ca vedetele păi alea mari. Noi ne-am dorit mereu. Am fost niște luptători și eu și Delia și ne-am dorit foarte mult să arătăm că noi putem mai mult. Și cu chiu, cu vai, cu bani de prumul, nu vrei să știi. Cu bani de... Să spună Virgil Chirițoiu că la el am făcut albumul și la Vivaldi, Daniel Pârvu, că acum abia au luat banii de la noi de pe imprimare, că n-aveam banii să dăm toți banii pentru imprimare. La ora actuală sunteți un cuplu muzical cotat cam, tot așa cum spun eu, pe lista scurtă a preferințelor publicului. Nu știu, se întâmplă să vă asocieze oamenii care nu cunosc de desubtul ca fiind un cuplu și în afară? S-a întâmplat lucrul ăsta, dar eu cu Delia suntem prieteni foarte buni și atât, fiecare are viața lui, drept dovadă, în ultima perioadă noi ne-am făcut separat albume și pentru că cei drept nu ne mai permite nici timpul să cântăm atât de mult împreună, pentru că ea este la Sinaia, eu la Brașov. Da. E foarte greu să ne... Dar legătura noastră este una la fel de frumoasă și să ne țină Dumnezeu așa. Și de ce nu proiecte noi o să mai facem? Doar că le facem și singuri și... Na. În urmă, noi suntem... Cum am spus, suntem colegi, suntem prieteni și suntem cu mintea deschisă, așa încât să nu ne deranjeze criticile unora care spun că suntem împreună. Eu și dacă am fi ce. Dar nu suntem împreună. Delia are povestea ei de iubire, eu da, fiecare am poveștile mele. Bineînțeles, poveștile. Sunt mai scurte la mine. Mai scurte, interesant. Dacă vreți să... Nu în același timp. Dacă vreți să dezbați subiectul, lăsați mesaje, dați o distribuire și îl mai chem o dată pe Marian. Tinerel mă însurai, de o cheată mândră-mi luai. Tinerel mă însurai, de o cheată mândră-mi luai. Luai muierea furisâtă, nu mă aude, nu mă ascultă. Luai muierea furisâtă, nu mă aude, nu mă ascultă. Nu te aud și nu te ascult, tu să crezi al meu cuvânt. Nu mă uit la bărbat, stai cu sufletul în păcat. Nu te aud și nu te ascult, tu să crezi al meu cuvânt. Nu mă uit la alt bărbat, stai cu sufletul în păcat. Crezi? Scrii texte? Da. Eu cred și pentru colegii mei. Foarte multe texte ale colegilor mei sunt făcute de mine. Caută și tu pe YouTube să vezi.
Mă, că da. Nu știu, dar trebuie să te întreb și eu aici ce vrei. Da, 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 crez. Majoritatea cântecelor mele sunt făcute de mine, bineînțeles, cu ajutoare. Cât e pe piesă? Cât e pe piesă? Uite-te în camera aia, cât e pe piesă? Mă sunați și vă spun. Aha, aha. Bineînțeles, cu ajutoare. Eu nu pot să spun că cântecul X este creația doar a mea. Nu, pentru că stai în telefon, te sun pe tine, zi mai ales. Uite, am 30 de versuri, mai fă unul să am 35. Mai fă matematic, mai fă 5. E bine, e bine. Am zis așa. Și mă sfătuiesc cu Teodora Pană, cu prietena mea, care e extrem de talentată și face niște cântece formidabile, cu Delia, cu Roberta Crintea, cu doamna Niculina Stoican, bineînțeles. Presupun că e filtrul final. E filtrul final, da. Cum spune. E mizeriuța sau nu? Așa spune? Da, ce cu mizeriuța asta? Da. Pentru viitor, Marian, ce proiecte muzicale le mai pregătești ori de acasă? Mi-am dat seama că sau că am terminat piesele de pe album și nu mai prea am ce promova. Cere lumea, da, marfă proaspătă. Da, și lucrez la un material nou. Deocamdată lucrez la crearea cântecelor și urmează să văd spre cine mă îndrept cu înregistrarea. Și... La Chișinău ai înregistrat? Da, la Chișinău am înregistrat în ultimii ani, doar acolo am înregistrat. Numai la Chișinău, da. Ai lucrat. Am colaborat, albumul am făcut cu frații Advahov de la Chișinău și am făcut foarte multe imprimări pe lângă acest separate. Album, separate, cu orchestra Moldovlașca. Vlasca. Cum se spune, că asta nici eu nu știu, cu Moldovlasca. Moldovlasca, da, Moldovlasca, de la Chișinău, condusă de Slavic Ștefăneț și Dorin Buldumea, oameni extraordinari, am colaborat foarte, foarte frumos, cum de altfel și cu frații Advahov, care sunt o orchestră renumită și de prestigiu. Cel mai nivel, cel mai înalt nivel de profesionalism. Da. Câți bani ai luat pe, lasă, nu schimba subiectul, câți bani ai luat pe discul cu frații Advahov? Dacă am luat? Uh-huh. Nu am luat. Ce minte. Nu am luat niciun ban. Nu, să știi că nu am luat niciun ban pe, ca să-l dau case de producție. Uh-huh. Nu, mi l-a scos... Mă, că vreau să te întreb altceva, nu știi să mă lași pe mine să fac și eu poiana asta aici? Mă bucur, Mariane, pentru tine, nu numai pentru faptul că ești iubit și la ce am spus până acum, și e faptul că educația asta de la munte... Asta e o analiză pe care ți-am făcut-o eu. Ești și un bun economist. Da, să știi că știu la anii tăi, la anii tăi ai reușit, prin muncă, bineînțeles, să te drămuiești foarte bine. Da, pentru că nu sunt un om care trăiește opulent. Asta să nu înțeleagă cei de acasă că ești miliardar în euro. Trăiesc bine și... Dar prin munca mea nu sunt miliardar și nu sunt milionar, dar am o viață frumoasă și bună, dar și muncesc foarte mult pentru asta. Unde ai spus că pleci după discuția noastră? L-a cântat. La București. Cântat, da, la București, l-a cântat. Da. Păi, știi ce? Câteodată sunt supărat așa pe mine, îmi dau eu seama. Când am mult de cântat, mă vait tot. Și când am de cântat, mă vait că n-am. Așa că mulțumim lui Dumnezeu că avem unde merge, că avem unde pleca, că mai putem pleca și într-o vacanță, că avem un loc de muncă la stat, că Dumnezeu ne-a dat harul. Atenție, ăsta. Loc de muncă la stat, da, dar muncit, nu stai muncit, la locul de muncă. Da, muncit, așa muncit, trebuie să spunem. Să fac lucruri frumoase aici la Maria Tănase și chiar mă simt cu adevărat aici, pe scena ansamblului Maria Tănase, chiar te simți artist. Te vezi ieșind la pensie de aici? Da, clar. Eu tot glumesc cu doamna Niculina și spun că eu manager vreau să fiu. După ce... Mă, dar tu nu te lași. Au fost la Târgu Jiu, te-ai dus după ei. Au venit aici, te-ai dus după ei. Să știi că mi-am făcut așa un țel din cariera doamnei Niculina Stoican, pentru că mi-a plăcut modul în care și-a construit-o, atât de demn și atât de cu greu și muncă multă și, muncă. Și sacrificii multe și... Și mi-am făcut așa un apogeu, da, îmi doresc să fiu și eu manager, deci dacă doamna Niculina Stoican este manager, vreau și eu să fiu manager. Și eu dacă eu o să candidez la președinție, mă votezi? Da, cum să nu? Te pun direct. Sigur că eu chiar merg la vot. Te pun direct. Da, mă pui, păi trebuie să aștept până atunci. Joacă lume, joacă laila, la laila, după toro goată laila, laila, lăutarii cântă laila, la laila, jucă-n cala, nuntă laila, laila, chiuie muierile, laila, la laila, la la, să leagă-nă coalile, laila, laila, jucă până să pune ploaia, laila, la laila, la, ăsta-i dansul ca la baia, zi-mă, hop, hop!
Mamiță ce bunoare, taie colță ce la poale, taie colță ce la poale, că ea mă bagă în poale, mă! Maria, așa, bine, deși e o întrebare clasică, dar regrete? Regrete? Hai să întreb mai întâi până la nivel uman, ca om. Simți că ar fi trebuit să, sau ar trebui sau îți lipsește ceva, dar bine, oricum cu filtrul de a fi tu un grup, orice, nu contează. Da. Sunt ai... foarte multe lipsuri și foarte multe, ca toți oamenii avem frustrări, toți avem regrete, toți avem supărări. Doar că nu stau să mă gândesc prea mult la ele, că altfel aș nebuni. Încerc mereu să am un tonus bun, să am un vibe bun, să-mi creez un mod de a trăi din asta, să fiu vesel, să fiu bun. Că acum dezamăgiri avem cu toții. Am fost dezamăgiți în prietenie, în iubire, în dragoste, în mereu. În orice. Suntem oameni și trăim printre oameni și normal că am avut dezamăgiri. Știi și... că la capitolul ăsta și profit de acest interviu, te invidiez pentru faptul că, deși vii de, poate și la un mare concert, sala Palatului sau știu orice, și poate ai lacrimi pe obraz, dar îți revii foarte bine. Da. Și repede. Îmi revin foarte bine și foarte repede pentru că îmi dau seama că viața mea nu trăiește nimeni. Pentru că supărările mele doar eu mi le alin. Pentru că regretele mele doar eu le port. Că facturile când vin, eu le plătesc. Tu le plătești. Că când vine factura la telefon, eu o plătesc. Dacă vreau o mașină nouă, eu mi-o cumpăr. Și nu am de ce să fiu supărat pentru nimeni. Normal că ești o perioadă. Dar trebuie să te îndrepți așa odată, știi, te îndrepți așa și zici, băi, asta e puțin. Că mie suferința asta nu mi-aduce decât, decât rău. Eu trebuie să, eu da, am o treabă de făcut. Te amărăști singur, da. Eu am o treabă de făcut, eu am să cânt, eu trebuie să cânt, eu trebuie să arăt zâmbesc, bine, trebuie să zâmbesc, da. Exact, trebuie să fiu vesel, oamenii așa mă vor și așa și sunt. Eu sunt o fire veselă, adică de ce să... Da, acum când ne punem noi seara în pat. Aia altceva. Dar fi viața scrisă în carte, aș citi-o într-o noapte. Să știu ce am de făcut și pe care drum să apuc. Dar fi viața scrisă în carte, aș citi-o într-o noapte. Să știu ce am de făcut și pe care drum să apuc. Mai stai viață doar o clipă să-mi răspunzi la o întrebare. De ce zilele frumoase le faci la o întrecătoare? Și mai vreau să te întreb cum doi oameni se înțeleg. Și cum alții doi nu pot și-mi par drum la cap de pod. Atunci când venim pe lume, n-avem toți ursitori bune. Dumnezeu ne dă cât poate, mor și nu le înveți pe toate. Atunci când venim pe lume, n-avem toți ursitori bune. Dumnezeu ne dă cât poate, mori și nu le înveți pe toate. Mai stai viață doar o clipă să-mi răspunzi la o întrebare. De ce zilele frumoase le faci la o întrecătoare? Și mai vreau să te întreb cum doi oameni se înțeleg. Și cum alții doi nu pot
și par drum la cap de pod. Mariane, din toți prietenii, nu ne referim la colegi sau lumea artistică, dintre toți prietenii pe care ai spus că îi ai puțin la număr, care n-au încă o dată treabă cu lumea asta, câți ai păstrat și din cei care ți erau și când nu aveai și când ai? Foarte puțini am păstrat, pentru că ei s-au demonstrat a fi prieteni cu adevărat, care nu am niciun interes. Nu am mulți prieteni, cum ți-am spus, mi-au fost alături mereu, și la bine și la greu, și când am plâns, și când am râs, și când am făcut petrecere, și când am plecat în vacanțe, și când aveai, și când aveai, și când aveam și am avut nevoie, și când au fost alături mereu de mine. Uite, doamna doctor Oprea, o prietenă foarte, foarte, foarte bună de-a mea, vroiam eu să fac nu știu ce, acum câțiva ani, și mi se părea mie că m-a costat destul de mult și mi se părea mie că nu am bani eu să fac, nu că nu am bani, că eu îi cheltui, fufui și nu. Și mi-a zis, uite, când vii de la nuntă, vii și mi-aduci mie toți banii și o să vezi că o să-i ai. Într-o lună de zile, am strâns toți banii aia și nu venea să cred că banii aia... Că erau fost făcuți de tine în luna aia. Că mie, eu când i-aveam, nu mi se păreau a fi mulți. Și m-a trezit la realitate să văd că pot face multe. Pentru că acum, în ziua de astăzi, ca să faci lucruri, îți trebuie și bani. Știi, în primul rând bani. Ești, la ora actuală, ești strângător sau mai... Nu. Sau mai depărtezi degetele din când în când? Îmi place să trăiesc frumos, să am condiții așa cum trebuie la țară, să mi-am făcut casa la țară așa cum mi-am dorit eu, să am mașina pe care o vreau eu, să merg cel puțin de două ori pe an în vacanțe unde vreau eu, să încalț încălțările pe care le vreau eu, indiferent câți bani costă, să-mi iau haina care îmi place, indiferent câți bani costă, dar să am și de o parte acolo, că... Adică sunt un om chibzuit. Foarte bine. Ce fel de șofer ești, Mariane? Am avut de 8 ori permisul suspendat. Vrei să dăm și numărul să vă feriți? Gătești? Dacă vreți să mai trăiți, săriți gardul și fugiți. Sunt șofer bun, conduc cam repede când merg la evenimente, mă intru așa în priză și... Pentru viteză am avut permisul ăla, să știi, nu pentru altceva. Gătești? Da, îmi place foarte tare, sunt gurmand, nu mai gătesc de când m-am mutat la Craiova. Că am locuit. Gătești și internațional sau de când românește? Tocănițe, tocan de oaie, piftii, sarmale, cozonac, din sarmale, astea, da? Fac de toate, da, da. Nu mai fac, că a trebuit să fiu mai slab. Nu mai fac nimic. Astăzi am mâncat un iaurt. Blonde, brunete, roșcate, șatene? Nu contează, să nu fie foarte înalte. Ce ochi? Căprui? Deschiși la culoare, prefer. Albăstrui? Nu neapărat, deschiși la culoare. Deschiși. Și am eu negri și de-aia. Să faci o balanță. Mariane, timpul... Ne-a cam părăsit. Da? Da. Vreau să-ți mulțumesc din tot sufletul și să îți mulțumesc și în numele echipei pentru acest podcast, așa se spune, podcast extraordinar pe care ni l-ai oferit. Podcast. Exact. Vreau să îți mulțumesc pentru prietenia ta față de mine în primul rând. Și îți mulțumesc. Și să-ți mulțumesc numele tuturor care te iubesc că faci ce faci pentru ei. Mulțumesc. Asta îmi place să fac. Nu mă văd făcând altceva niciodată. Nu mă văd făcând altceva, deși știu să dau și cu sapa și cu coasa și să mulg vaca, să rânesc la porci, știu să fac toate astea că le-am făcut. Dar nu mă văd făcând altceva decât să cânt, pentru că așa trăiesc eu. Viața mea este o muzică, nu eu am ales muzica, am ales pe mine. Stimați prieteni, pentru dumneavoastră vreau să îi strâng mâna încă o dată lui Marian Medregoniu, în mulțumire din partea domnilor voastre, iar pentru mine, Marian, noroc. Te pupă și te iubește, pătrașcu. Pe data viitoare.